Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Alături de mine se află președintele USR Prahova și primarul orașului Breaza, domnul Bogdan Novac. Bună seara, domnule primar, vă mulțumesc. Bună seara, domnule Enache, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Începem cu politica sau cu administrația, fiindcă anul trecut, haideți-mi cu administrația, vă rog. Anul trecut ați luat o decizie care de obicei este discutabilă. Se discută foarte mult, domnule primar. Știu că e și o poveste în spate și anume ați militat ca primăria Consiliului Local Breaza să achiziționeze un conac adevărat reprezentativ pentru orașul Breaza. E adevărat că e și în centru, în buricul orașului, cum se spune. De obicei autoritățile locale să feresc de achiziții, de terenuri, de domne, nu ne trebuie, licitații, credite. Ce a stat în spatele? Este atât de bogată Breaza cât își permite să dea, cred că 1 milion de euro a costat pe total, nu? Da, aproape 1 milion de euro. Este atât de bogată Breaza încât să-și permite să dea 1 milion de euro pe un conac? La ce ne referim când spunem bogăție? Că bogăția adică aveți nu buget? Înseamnă doar partea financiară. Dacă ne raportăm la partea financiară, nu este cum majoritatea administrațiilor locale din România nu sunt atât de bogate încât să-și permită o achiziție de 1 milion de euro. Dar pe de altă parte, una din componentele mai mult decât importantă pentru fiecare localitate și pentru fiecare oraș o reprezintă identitatea și patrimoniul istoric pe care îl are acea localitate. Și dacă vorbim de această achiziție, ceea ce noi am reușit în luna decembrie, și mulțumesc pe această cale tuturor celor care au înțeles importanța acestei achiziții și care au dat curs propunerii mele, achiziția acestui imobil reprezintă practic o filă, poate cea mai importantă filă de istorie din orașul Breaza. E vorba de clădirea simbol a orașului, conacul Brâncoveanu și jumătate din parcul central al orașului, care în ultimii mulți ani de zile era proprietate privată. Prin această achiziție, practic, reîntregim parcul orașului, redăm comunității clădirea simbol a localității, monument istoric. Și odată ce vom reuși să restaurăm această clădire și să regândim și să reconstruim parcul central, cu siguranță și fața orașului se va schimba. Spuneți-mi, vă rog, care sunt pașii concreți? Știți că oamenii de obicei, domnule, ok, s-a cumpărat, parcul veți reda brezenilor în viitorul apropiat? Da. Adică anul acesta părinții, copiii pot intra, se pot juca, bine, veți dărâma gardurile. Vor fi dărâmate gardurile, lucrăm acum la un proiect de reamenajare a întregului parc, în așa fel încât să-i dăm o față frumoasă, să fie atractiv, să ofere posibilitatea de recreere și acea bucurie a brezanului care vine în parc. În paralel lucrăm la acest moment la documentația tehnică asta pentru obținerea fondurilor pentru restaurarea conacului, pentru că el fiind monument istoric, nu vorbim de o reabilitare, vorbim de o restaurare. Ok. La cât este evaluată sau nu aveți un... Nu, acum lucrăm la documentația tehnică, la documentația de ALI, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Ia, e o clădire adevărat spectaculoasă. Cu istorie, cu tradiție, ce se va întâmpla acolo? Sau ați luat o decizie? Va fi reconfigurat tot centrul? Fiindcă mă gândesc așa, domnule primar, cei care locuiesc în Breaza știu foarte bine, cei care au trecut prin Breaza știu centrul orașului, vă gândiți și la o reconfigurare totală a orașului? Da. Da, este unul din proiectele pe care îl inițiem în perioada imediat următoare, un proiect care vizează regândirea și refacerea întregii artere principale și a întregii zone de centru, să creăm o imagine nouă și bineînțeles că dezvoltarea și modernizarea zonei de centru va pleca din acest punct, din punctul central, parcul cu conacul Brâncoveanu și toată zona de centru a orașului. Conacul Brâncoveanu, deja ați vorbit cu factorii de specialitate. Ce destinație va avea? V-ați gândit? Ați vorbit cu Consiliul Local? Sau? Conform legislației monumentelor istorice, în cadrul unui monument istoric poate funcționa orice... Îi se poate da orice destinație. Legea nu te obligă la o destinație, legea te obligă doar la restaurare, să fie respectate și repuse în valoare elementele de arhitectură, să nu intervii asupra clădirii, dar ca destinație, legea nu ți impune nicio destinație.
Cred că cel mai benefic ar fi ca ulterior finalizării lucrărilor de restaurare să avem o dezbatere publică la modul real și în urma opiniei cetățenilor și în urma propunerilor care vor veni, vom alege cea mai bună destinație, care poate aduce plus valoare orașului. Deci se va lua poate și în urma unei consultări publice? Cu siguranță va fi și o consultare publică. Ca să rămânem în centrul orașului Breaza, există acolo acea casă de cult. Era zic acea rușine, dar da, este o rușine. Invitat, nu, este o rușine, este o realitate, sunt de acord cu dumneavoastră și faptul că s-a ajuns Casa de Cultură, ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbesc. În acest moment, după atâția ani de zile, în câți acest ani? Stadiu, este o rușine. Păi, cred că sunt vreo lucrările 6, au fost abandonate din anul 2017. 6 ani. Da. Eu încă de la începutul mandatului, și vă mulțumesc că ați ridicat și acest subiect, eu am mai avut câteva intervenții în care am încercat să explic cetățenilor care este stadiul și care sunt toate procedurile legale, dar birocratice, pe care ar trebui să le parcurgem pentru reluarea lucrărilor și finalizarea noii case de cultură. Încă de la momentul la care eu am preluat mandatul de primar, am încercat să deblochez acest proiect și lucrările să fie începute cât mai rapid. E blocat în urma unor... Proiectul de modernizare și reabilitare a Centrului Cultural, a Casei de Cultură, este un proiect finanțat de către Compania Națională de Investiții cu bani de la bugetul de stat. Este un proiect care a fost aprobat și a cărui execuție a început în anul 2017. Atunci s-a petrecut un eveniment nefericit, a fost un accident de muncă, a și murit un muncitor pe șantier, moment de la care s-au blocat lucrările. Până în anul 2020, până în luna noiembrie, când eu am preluat mandatul de primar, totul a fost blocat. Am încercat încă din prima lună să deblocăm proiectul, însă datorită trecerii banilor și a neconservării acestei clădiri, situația s-a schimbat foarte mult față de anul 2017. A fost nevoie să întreprindem două expertize care să ne dea soluția de reluare a lucrărilor din punctul respectiv. Urma ca în vara anului 2021 constructorul nou desemnat de către CNI, că și aici este foarte important și pun accent pe acest aspect, tot ce înseamnă licitație pentru proiectare, execuție, desfășurarea lucrărilor, nu sunt atributul primăriei. Având în vedere că un proiect al CNI-ului, sunt atributul exclusiv al CNI-ului. Deci primăria Breaza un fel de spectator? Nu primăria Breaza, așa se întâmplă cu orice proiect pe care nu, îl finanțează CNI. Nu vă întreb să înțelegem pe înțelesul. Nu este parte contractantă. Și atunci primăria Breaza a predat acest amplasament către Compania Națională de Investiții. Și ce puteți să faceți? Noastră puteți doar să frumos, nu? Am făcut, nu. Să colaborăm, să-i sprijinim și să facem demersuri ca lucrurile să înceapă cât mai repede. În anul 2021, în vară, când trebuia să înceapă, să se reia lucrările de reabilitare a Casei de Cultură, a venit acea explozie a prețului materialelor de construcții, motiv pentru care constructorul nu a mai putut relua lucrările. Indicatorii tehnico-economici, prețurile din contract, nemai fiind actuale, ele nici nu mai puteau fi actualizate, iar constructorul a reziliat contractul de execuție. Având în vedere toate aspectele astea, s-a hotărât și era singura soluție la acel moment să reluăm toată documentația de la zero. Studiu de fezabilitate, avize, autorizații, certificate urbanistice. Dar de ce nu doar licitația? Mă scuzați că vă întrerup. Că studiul de fezabilitate e același. Pentru că indicatorii tehnico-economici nu mai puteau fi actualizați. Doar economici. Tehnico, cred că da. Nu, nici tehnico, pentru că vorbim de două expertize care au dat niște soluții diferite de reluare a lucrărilor din acel punct, da? Și care trebuiau integrate în SF-ul inițial. SF-ul însemnând studiu de fezabilitate. Science fiction? Studiu de fezabilitate. Știți că la Ploiești, SF înseamnă science fiction, înseamnă studiu. Mă scuzați. Am auzit și eu gluma asta, place să cred că e doar o glumă. Da, păi noi am lansat-o la proces verbal. Da, bun. Da? Bun, și atunci, domnule primar, când oamenii știți cum sunt, realitatea de la momentul ăsta. Deci am refăcut toată documentația. Săptămâna trecută am obținut ultimul aviz de care aveam nevoie, avizul ISU. Acum dosarul este trimis de CNI la minister pentru a intra în analiza Comitetului Tehnico-Economic. Asta presupune o perioadă de o săptămână, maxim două, de acum înainte. Dacă obținem avizul favorabil și sunt optimist și sunt toate premisele să obținem avizul favorabil al ministerului, imediat Compania Națională de Investiții lansează licitația pentru proiectare-execuție. Deci, în decursul anului acesta, pot să spun că vor începe lucrările de reabilitare a Casei de Cultură din Breaza. Și cât vor dura?
Nu pot să estimez la acest moment. Prima dată cât durau, ca să avem un reper, adică oamenii prezenți așteaptă, domne, un an, termenul 2, 3, 5. Termenul de execuție inițial era de 2 ani de zile. Mi se pare realist? Da, este un termen realist. Este un termen realist și cred că pot fi executate lucrările și într-un termen chiar mai scurt. Deci mai devreme de 2025, teoretic cel puțin, prezenții nu trebuie să aștepte la o nouă casă de cultură. În 2025 cu siguranță vom avea o nouă casă de cultură, dar sunt premise să fie gata și mai repede. Aici sunt mai mulți factori care intervin. Implicarea constructorului, finanțarea care e asigurată de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții, condițiile meteorologice, că de nu de puține ori din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile orice lucrări de investiții dar mai mult de 2 ani de zile bănuiesc că totuși nu mai vine. Nu cred. Nu făcea, faci de la zero și tot o faci. Uitați, îți face asta, o centură, o colitoare într-un an de zile. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, acum au propus să plecăm din centru și să ne ducem underground, așa, la rețele și la toate nebunia, la toată infrastructura, la toate utilitățile publice. Care mai este stadiul? Vorbeam într-o emisiune precedentă cu dumneavoastră că Breaza va deveni un mare șantier pe care încercați să nu-l face, să nu iasă un balamuc general, adică să-l faceți cât puteți de etapizat ca brezenii și într-o logică, domnule. Și într-o logică, adică să nu iasă, domnule, vedeți ce șantier mare, cât se lucrează în Breaza, nu mai răspunde circulat, dar vedeți că se lucrează. Toate aspectele astea trebuie gândite foarte bine și trebuie ca toate lucrurile să se desfășoare într-o logică și într-un firesc. Chiar dacă nevoia este în toate zonele orașului, nu putem transforma tot orașul într-un șantier peste noapte. Nu doar că ar fi un disconfort, dar ar fi ceva de neacceptat. Odată, din alt punct de vedere, trebuie ca în zonele în care avem lipsă rețele de utilități și nu avem nici drumurile asfaltate, nu o să începem întâi să asfaltăm drumurile ca ulterior să venim să edificăm rețele de utilități, așa cum, din păcate, România ne-a arătat de-a lungul anilor că s-a putut întâmpla. La acest moment nici legislația nu-ți mai permite să faci lucrul ăsta și este un lucru pe care oricum îl consider anormal. Nu poți accepta ca anul ăsta să vii să asfaltezi o stradă, oricât de mult și-ar dori cetățenii de pe strada respectivă, și anul următor să vii să spargi asfaltul ca să edifici rețeaua de apă. Dar avem proiecte care urmează să fie, în care urmează să fie începută execuția. Atât anul pe acesta? Anul acesta vom începe. Care sunt marile proiecte în 2023? Marile proiecte sunt proiecte care vizează mai multe domenii de activitate și mai multe tipuri principalele de investiții. Apă și canal, da. Peste 20 de kilometri de rețele de apă și canal și lucrările vor începe anul acesta. 47 de drumuri la asfaltare. 47 de drumuri la asfaltare. Și noastră credeți că nu va fi care haos? Vor începe anul acesta, nu pentru că ele vor fi făcute etapizat. Nu o să începem asfaltarea pe 47 de drumuri odată. E clar. Era să vă întreb câte drumuri are Breaza, dar are multe. 180, aproximativ 180 de drumuri, din care la momentul preluării mandatului de către mine, 120, aproape 125 erau neasfaltate total. Peste 30 de drumuri erau asfaltate, dar asfaltul deteriorat în proporție covârșitoare și doar restul asfaltate. Bun, așadar 47 de străzi începe, vor fi asfaltate. Începe asfaltarea în acest proiect, da, care vizează asfaltarea a 47 de drumuri, dar nu este doar asfaltare, este refacerea infrastructurii rutiere. În funcție de fiecare stradă în parte, vor fi edificate trotuare, rigole pentru colectarea apelor pluviale, partea de infrastructură rutieră, trotuare acolo unde piste este posibil. Piste de biciclete, domnule primar. Piste de biciclete prin PNRR. Nu v-am întrebat nimic, mă scuzați. Piste de biciclete, vă întreb, dacă vreți, mi-amintesc prima noastră emisiune, prima emisiune pe care am făcut-o împreună, vorbeam despre Breaza turistică atunci, despre povestea noastră cu aerul fermecat de la Breaza, cu frumusețile, că este locul unde vin foarte mulți oameni ori să respire cel mai ozonat, dacă nu zic bine, aer, ori să facă bine. Foarte mulți acum pun accentul pe viață sănătoasă. Vor locuri unde să respire un aer curat. Pistele de biciclete, meargă pe biciclete, facem mișcare, reprezintă o prioritate? Se poate permite infrastructura orașului Breaza să există o pistă de biciclete de colo până dincolo, adică tot orașul, ca să nu-și iau o bicicletă în spinare, pe o porțiune de un kilometru? Vă răspund cu un lucru pozitiv care poate fi confirmat. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență am avut depus un proiect care vizează construirea 8 km de pistă de biciclete în orașul Breaza.
Proiect în cadrul căruia a semnat contractul de finanțare și la care lucrăm la acest moment la documentația tehnică și sunt premise ca și lucrările în acest proiect să înceapă anul acesta. 8 km de pistă de biciclete în orașul Brăza. În cadrul PNRR vreau să vă dau o informație mai mult decât utilă și un aspect care cred eu ar trebui să bucure întreaga comunitate brăzană. Mă refer aici doar la proiectele deja aprobate, unde avem contractele de finanțare semnate deja, deci nu povești. Deci nu SF-uri, nu proiecte. Nu ne așteptăm să se analizeze, că avem foarte multe și în această etapă. Avem 11 proiecte în cadrul PNRR, în care am semnat contractele de finanțare și a început deja implementarea lor. Dar primele etape, după cum știm foarte bine, reprezintă întocmirea documentațiilor necesare. Dar aici avem deja finanțarea obținută și contractul de finanțare semnat. Sunt 11 proiecte în valoare de peste 12 milioane de euro. Bani europeni care vor veni la Brăza pe investiții necesare, utile și care vor aduce plus valoare și vor dezvolta orașul. Cum ar fi cea mai importantă din punctul nostru de vedere? Din PNRR? Da, din acest ultim capitol. Păi vă dau câteva exemple din PNRR, proiecte deja semnate, cu contractul de finanțare semnat. Reabilitarea energetică a 7 blocuri de locuințe din Brăza, construirea unui centru de aport voluntar, acea stație de colectare selectivă a deșeurilor pe fracții, proiect în valoare de 1 milion de euro, insule ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor în toate zonele orașului. Insule ce înseamnă? Acele module metalice de colectare selectivă a deșeurilor, digitalizate și monitorizate video. Cum digitalizate? Controlul va fi doar pe bază de cartelă. Se va face doar pe bază de cartelă. Și vor avea senzori care vor comunica atât cu cei care se adresează, cât și cu operatorul de salubritate. A fost o inițiativă bună, eu am lăudat-o, tot acele din metalnice erau, numai că oamenii... Numai că oamenii aruncau în toată Prahova, cred că în toată România, foarte multe obiecte care nu aveau ce căuta acolo, cadavre de animale și așa mai departe, încât am distrus o idee foarte bună. Vă rog, continuați. Și oamenii nu înțeleg pericolul grav pe care îl reprezintă depozitarea necontrolată a deșeurilor pentru mediu și implicit pentru viața noastră. Da. Și beneficiul pe care îl poate aduce pe termen mediu și lung, o colectare selectivă și reciclarea deșeurilor. Vă gândiți și la un fel de stimulent, apropo de colectarea selectivă, că eu nu mai știu, domnule primar, în România, nu la Brăza sau la Ploiești sau la... Nu mai știu cum să-i convingem. E adevărat că la plastic e simplu, introduce o taxă pe... Nu inventăm noi apa caldă, adică sticla costă 50 de bani sau un leu, ai plătit-o, te iau înapoi și ți-ai luat banii și nu mai arunci niciunde îți vine. Dar vă gândiți, există forme de a stimula? Statul român deja implementează la acest moment sistemul returnare garanție, prin care fiecare agent comercial care este parte a acestui program și, normal, conform ghidului, trebuie ca toți operatorii economici să fie parte, oferă recompense celor care colectează selectiv. Bun. La acest moment. Vă mai dau câteva exemple de proiecte importante din punctul meu de vedere, care sunt derulate prin PNRR la Brăza și care sunt deja demarate. Avem o creșă pentru copii. O creșă nouă. Avem încă două unități de învățământ care vor fi eficientizate energetic și vor avea montate sisteme de producere a energiei verzi. Tot așa avem contractele de finanțare deja semnate și lucrăm la documentație, urmând să începem execuția tot în decursul acestui an. Sunt multe investiții care vor începe pe toate direcțiile de dezvoltare ale orașului, dar aici revin și spun că și omul trebuie să înțeleagă faptul că acele fonduri europene de care tot discutăm nu reprezintă o sumă de bani undeva ancorată din care fiecare primărie ia cât vrea și face ce vrea. Nu, atât în cadrul PNRR, cât și în cadrul acțiunilor de finanțare. De ce oamenii mă întreabă, de ce nu? Am auzit foarte multe opinii din partea cetățenilor care spun: dar de ce ne trebuiau nouă piste de biciclete atâta timp cât nu avem drumuri de asfaltate? Păi pentru simplu fapt că pista de bicicletă reprezintă un plus valoare pe care îl aducem comunității, iar banii pe care Comisia Europeană i-a alocat pentru aceste piste de biciclete în cadrul PNRR pot fi accesați și utilizați doar pentru piste de biciclete, absolut nimic altceva. Nu să faci drumuri. Banii nu pot fi direcționați pe alte investiții. Și asta a fost valabil în toată perioada în care au fost disponibile fondurile europene. Tot timpul Comisia Europeană și Uniunea Europeană a finanțat anumite tipuri de investiții.
Vom mai vorbi despre Breaza, dar vreau să trecem puțin. Nu pot să evit politica. Ce mai faci? Sunteți președintele USR Prahova. Văd că există, începe să se încălzească așa atmosfera. Adică se vorbește despre alegeri anticipate la toamnă. Unică da, unică nu. În sondaje USR în continuare, între 12 și 15%. Se pare că nu puteți să vă ridicați de acolo, de la cel maxim 15%. Spuneți-mi, vă rog, USR Prahova cum se simte, în ce stadiu este? Ați exclus, mi se pare, și ultimul consilier local care era suspendat de la Ploiești, din partid. Cum ați descrie situația USR Prahova la ora actuală? USR Prahova brănaște, previne cel puțin la ceea ce a fost și construiește la acest moment, tocmai pentru a recâștiga încrederea simpatizanților, pentru a prezenta exact planul de măsuri pe care noi îl vedem implementat în administrația județeană și locală din Prahova în beneficiu cetățeanului. Și eu zic că suntem pe un trend bun și optimiști în ceea ce privește abordarea alegerilor din 2024. Dacă vorbim de ipoteza bazată la acest moment de posibilele alegeri anticipate, aici pot să vă spun că din punctul meu de vedere nu o văd ca o soluție viabilă. Nu știu ce se va decide la nivel de guvernare sau la nivel central, dar nu cred că este o soluție viabilă la acest moment să avem un rând de alegeri și o campanie electorală în 2023, pentru că în 2024 să revenim cu încă trei. Oricum, la anul va fi o sărbătoare, va fi un festival. Da, o să fie un an foarte greu din toate punctele de vedere, având în vedere că toate alegerile sărbătoare. Vor fi în 2024. Va fi un festival politic, să vedeți acea promisiune, deja știu. Adică tot anul le vom distra, tot timpul, tot anul vom asculta promisiuni, vom auzi cât de bine va fi în România. Și ce beneficiu ne aduce asta ca și țară? Pe mine m-a întrebat niciunul, nouă niciunul, dar vă spun că în fiecare an electoral, eu mă, după, în fiecare, în acel an eu mă simt bine. Că știu că am avut, că vom avea autostrăzi, vom avea ce doriți dumneavoastră, ce doresc toți românii. Spuneți-vă, rog, domnule primar, USR Ploiești a desemnat candidat la primăria Ploiești? Că vedeți, că nu știu că citiți sigur, știți sigur toate informațiile. E așa o nebunie cu primăria. Adică mai avem un an jumate și deja se fac calcule politice. Deja văd că în spațiu public apare tot felul de informații pe surse, dar dacă ne uităm la realitatea de la acest moment, niciunul dintre partide nu și-a desemnat candidatul la Ploiești pentru alegerile din 2024. Da, și noi la acest moment intern suntem în fază pregătitoare pentru desemnarea candidatului. Încă nu avem un candidat desemnat. Anul acesta veți desemna candidații, da, la primării? Cu siguranță. La toate primăriile? Cu siguranță, anul acesta vom desemna cât mai mulți candidați la primăriile din județ. Ați reușit să aveți organizații în toate UAT-urile, să spun așa? Nu, sau? Asta vă spuneam, suntem în construcție la acest moment și extinderea și înființarea de filiale la nivel local este una din prioritățile conducerii județene de la acest moment și ne dorim să înființăm cât mai multe organizații locale ale USR. Ploieștiul cum îl priviți? Că sunteți președintele unui partid politic parlamentar important cu reprezentanții în Consiliul Local. Cum vedeți Ploieștiul ăsta? Situația este, așa cum o știm cu toții, grea la Ploiești la acest moment. Noi ne dorim să obținem un scor cât mai bun în 2024, să avem un candidat la primăria Ploiești care să ofere o soluție viabilă și reală ploieștenilor și care să vină cu soluții și să construiască pentru Ploiești. Bine, sună frumos așa. Vedeți, toți au zis așa. Ați exclus doi consilieri, regretați? Pe doamna Trofin, dacă nu mă înșel, a fost exclusă, cred că de Ploiești, de USR Ploiești, nu de USR Prahova. A regreta înseamnă a lua decizii fără să analizezi sau fără argumente. Nu există regret, niciun fel de decizie politică. Orice partid, nu doar USR, orice partid și echipa care reprezintă un partid este perfectibilă și atâta timp cât constați că anumite tipologii, anumite persoane nu mai corespund doctrinei partidului, este normal să apară și astfel de fenomene. Nu regretăm absolut nimic. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, pentru participare. Ne vom reîntâlni cu siguranță în viitorul apropiat. Vă doresc o seară bună. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc și... O urmăriți ceea ce-i la Breaza. Interesant, poate vom filma, fiindcă am văzut pe din afară acel conac, poate, dar cu acceptul dumneavoastră, poate vom filma și în interior. Vă fac o invitație pe această cale, oricând doriți, stabilim și mi-aș dori să facem o emisiune în acel conac,
despre acel conac, da. Pentru că sunt multe informații cel puțin, necunoscute, oricum. Cel puțin necunoscute despre și interesante despre semnătatea lui și ceea ce poate reprezenta el în adevăratul sens al cuvântului pentru dezvoltarea orașului Braza. Deci vă aștept cu drag invitație. Va fi cu siguranță un cârlig important dacă va fi promovat și va arăta foarte bine. Conacul acela reprezintă un... Nu, motiv... dacă, după ce va arăta foarte bine. Vă mulțumesc, domnule primar, vă doresc o seară bună. Punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!